În cursul dimineții de 24 iunie, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, în cadrul compartimentului de radiologie intervențională, o pacientă de 33 de ani din Bistrița a primit o nouă șansă la viață. Ea a fost diagnosticată cu anevriz cerebral de vârf de arteră bazilară declarat inoperabil neurochirurgical. După ce s-a adresat mai multor centre medicale din România, tânăra a beneficiat la Târgu Mureș de un tratament modern inovator, o tehnică minim invazivă endovasculară utilizând un dispozitiv implantabil cerebral, a doua de acest gen în România, prima realizându-se tot la Târgu Mureș. Intervenția a fost realizată de o echipă multidisciplinară, coordonată de dr. Lucian Mărginan, medic primar radiologie intervențională, formată din neuroradiologi intervenționiști, neurochirurgi și medici de terapie intensivă. Procedura a durat aproximativ două ore și reprezintă o metodă minim invazivă și a constat în navigarea cu ajutorul unor catetere și microcatetere prin vasele de sânge până la nivelul vasului afectat și implantarea acestui dispozitiv ce asigură posibilitatea securizării anevrismului. Medicii au făcut o punctie în artera femurală a pacientului au montat dispozitivul și au scos anevrismul din circulație. Odată securizat, acest anevrism a fost eliminat riscul unei hemoragii cerebrale, ce ar fi putut fi produsă prin ruperea acestuia cu consecințe fatale asupra pacientei. Dispozitivul este un aliaj de nichel și titan, materiale bine tolerate de organismul uman. Majoritatea dispozitivelor de acest gen sunt fabricate manual și presupun un flux continuu de 36 de ore sunt extrem de fine, de până la 2 mm, pentru că medicii lucrează pe un cateter de grosimea unui vârf de pic sau unui fir de păr.